Salutare, dragii mei! Astăzi am venit cu un clip cu favorite și n-am mai făcut de vreo 3 luni un astfel de clip, ceea ce e ceva. Așa că avem ceva favorite și mai ales la capitolul seriale. Am foarte multe favorite, dar vorbim și despre asta un pic mai încolo, le lăsăm mai pe final, așa. Până acolo vreau să vorbim de câteva produse de beauty pe care le-am folosit foarte, foarte mult în perioada asta sau la care m-am reîntors sau pe care le iubesc sau whatever, pe care le iubesc. Știți voi ce vreau să zic. Bun, și o să începem așa. O să începem cu fondul de ten pe care îl port și la care m-am reîntors și pe care îl iubesc foarte mult și mi-am dat seama acum recumpărându-l că îl iubesc enorm, enorm, enorm de mult, mai ales după fiascul ăla cu celălalt fond de la Maybelline. Este de la Maybelline, Dream Urban Cover. Este fondul ăla magic de care vă vorbesc eu cu SPF 50. Are SPF 50, are și protecție solară, deci e numai bun acum pe perioada verii și nu numai pe perioada verii. Și este un fond de ten luminos, este un fond de ten, deși are o acoperire foarte bună, nu este un fond de ten gros, nu se simte pe față, nu e parfumat, nu se strânge, rezistă bine pe ten și îmi place foarte, foarte mult cum arată tenul meu, pentru că arată hidratat, n-arată ca și cum se văd toți porii, cum arăta cu celălalt de la Maybelline. Așa, de data asta mi-am luat în schimb nuanța 111, pentru că înainte am avut nuanța 103 și aia era un pic cam deschisă pentru perioada asta, că inevitabil mă bronzez, oricât grijă încerc să am în perioada asta să nu mă bronzez, inevitabil tot mă mai prinde soarele și să mai și egalizez lucrurile pe aici, pentru că în general am tendința să fiu aici foarte, foarte alb în zona asta, după care bronzată pe decolteu și tenul să aibă altă nuanță și așa le aduc cumva la un numitor comun pe toate trei și îmi place foarte tare fondul ăsta de ten. În momentul în care am văzut că n-a funcționat celălalt și dacă nu știți despre ce vorbesc, vă las first impression în descriere, nu-mi place, nu, l-am mai încercat de vreo două ori și tot nu-mi place, deci da. L-am recumpărat pe ăsta pentru că zic, băi, are SPF 50, pot să combin SPF-ul cu fondul de ten, pot să-l aranjez, stă bine și într-adevăr îmi place foarte tare și dacă aveți tenul mixt spre uscat așa sau uscat, chiar vi-l recomand pe asta pentru că sigur o să vă placă foarte tare. Apoi, pe lângă fondul ăsta de ten, mai trebuie să menționez în favorite încă o dată pentru a mia oară, pentru că am văzut că e pe terminate pudra asta de la Infailible. Este până în prezent cea mai fină pudră pe care am găsit-o eu pe piață, pe care am întâlnit-o. Și este foarte bună pentru setat machiajul și mai ales dacă aveți tenul uscat, pentru că nu îți face fața să fie foarte prăfoasă, îți setează machiajul, îți fixează produsele pe față, dar nu încarcă tenul și nu o face să arate foarte, foarte prăfoasă. Bine, o să, evident, ca întotdeauna când ai tenul uscat, după ce aplici imediat pudră, are așa un aspect prăfos, dar după 5-10 minute se setează, intră în machiaj și nu mai arată prăfos și arată bine machiajul și este o pudră pe care vă recomand mai degrabă pentru setat sau pentru aplicat așa foarte light. Nu este o pudră care să matifieze foarte mult, adică dacă aveți tenul gras și știți că aveți un exces de sebum foarte mare, nu asta e pudra pe care o să o căutați sau să o reaplicați. Eu, având tenul mai uscat, deci în perioada asta, să știți că mă duc în partea spre mixt, adică e uscat cu mixt, nu mai sunt chiar atât de uscată, nu mai sunt așa de deshidratată, începe să lucească de multe ori în anumite momente și dacă aveți tenul gras, nu este pudra pentru voi, o să vă trebuiască ceva mai intens, mai este bună pentru setat sub ochi, spre exemplu, dacă vreți să vă setați zona asta de sub ochi, pentru că nu o încarcă și nu o usucă și nu vă scoate în evidență textură, dacă aveți pe aici pe cearcăne textură, nu o scoate în evidență, dar pentru restul feței trebuie să mergeți cu altă pudră. Dacă aveți tenul uscat sau mix ca al meu, atunci este bună să ai de aplicat și pe restul feței, pentru că vă setează machiajul fără să încarce și fără să ai un strat adițional de pudră. Foarte, foarte bună pudră asta, să știți. Și destul de accesibilă, adică nu mai știu cât costă, dar știu că e destul de accesibilă. Apoi, că vorbeam de setat, am recumpărat, după cum cred că ați văzut în
clipul acela cu fondul de ten de la Maybelline, am recumpărat tot un anticearcăn de la Maybelline, Fit Me, care este un anticearcăn foarte vechi, adică nu e o lansare nouă, este un anticearcăn iubit de multă lume și îmi place și mie foarte tare. L-am mai avut odată și l-aveam într-o nuanță din asta închisă și îl puteam folosi numai vara, când eram tot așa bronzată, dar acum mi-am luat cea mai deschisă nuanță, care este 15, și îmi place foarte tare. Este un anticearcăn cu o acoperire mică, deci este minim așa ca acoperire, dar îmi place că nu încarcă zona asta de sub ochi, nu se simte aici, nu-ți scoate în evidență textura asta, nu se strânge, nu curge rimelul de la el și este lejer, adică pentru vară mi se pare că este numai bun de purtat. Acum, dacă aveți niște cearcăne mai profunde și trebuie să faceți și corecție de culoare, nu prea este cazul pentru voi un astfel de anticearcăne, adică el s-ar putea să nu vă fie suficient. Mai bine mergeți către The Eraser de la Maybelline, care este ceva cu acoperire ceva mai mare decât ăsta, dar pentru mine, care nu am cearcăne, nu am probleme foarte mari în direcția asta și care vreau o acoperire cât de cât să fie acolo, nu îmi trebuie full coverage, este foarte bun și pentru vară zic că este foarte, foarte ok. Astea trei combinate, deci fondul de ten, anticearcănul și cu pudra, sunt absolut minunate pentru perioada asta, cel puțin pentru mine, care nu stau foarte mult în soare să transpir. Dacă transpirați, dacă stați la soare, dacă așa, trebuie să mergeți către un alt tip de machiaj de vară și eventual dacă vreți să facem un clip din ăsta în care să povestim mai mult despre machiajul de vară, spuneți-mi în comentarii și pot să fac în viitor treaba asta. Apoi urmează două produse de buze pe care le-am folosit și cred că astea singurele pe care le-am folosit în ultima vreme, de-aia în momentul în care mă gândeam să cumpăr niște rujuri din colecția de la L'Oreal cu Elisab, am stat pe gânduri pentru că am destule rujuri, dar nu prea le folosesc, sunt culorile către care gravitez eu. Ăsta este creionul ăla, tip ruj de la L'Oreal, de care v-am zis și pe care îl iubesc foarte mult și pe care l-am și pe buze. Acum este singur, fără creion, fără nimic și îmi place foarte mult că este cremos și nu usucă buzele, este mat, dar este rezistent și rezistă bine, adică având în vedere că este un ruj din ăla clasic, rezistă chiar foarte bine. Mie mi se pare că rezistă chiar decent pe buzea pigmentul și când se duce, se duce frumos, așa, fără să-ți lase urme, mai ales că este o nuanță din asta frumoasă, nu este o nuanță care să se vadă când se duce, arată foarte, foarte bine. Asta se face un swatch, așa, pentru cine nu știe cum arată, ca să vedeți despre ce e vorba. Și e cremos, mai ales dacă aveți probleme cu buzele uscate, crăpate. Știu că e vară, dar mai sunt persoane care au problema asta și eu câteodată mă trezesc cu buzele uscate. Este numai bun de pus ăsta pentru că este cremos. Ei, cam așa arată. Nu știu cât de bine îl vedeți voi, dar sper că îl vedeți. Și când nu am buzele uscate, îl folosesc pe ăsta de la Catrice, care este tot așa într-o nuanță din asta rozalie, neutră. Este din colecția aceea de rujuri mate de la Catrice, care nu se simte pe buze, deci are o acoperire super bună, este foarte bine pigmentat rujul ăsta, dar foarte, foarte lejer. Are un miros așa plăcut de vanilie, by the way, și nu se simte pe buze. Efectiv, după ce l-ai aplicat, nu se simte pe buze. Și n-ai nevoie de un strat super gros ca să se strângă, ca să-ți usuce buzele, deci este super confortabil și se simte foarte bine rujul ăsta și îmi place foarte, foarte tare. Și nuanța asta este cumva nude-ul meu. Astea sunt nuanțele mele nude. Știți că eu gravitez către nuanțele astea tot timpul. Da, da, se usucă puțin mai greu, adică trebuie să-l lași vreo 2 minuțele să se usuce, nu se usucă chiar instant cum l-ai aplicat, dar nuanța este super plăcută și rezistă destul de bine, adică este rezistent, iar dacă vrei să-l dai jos, poți să iei un șervețel de machiant sau o dischetă îmbibată în apă micelară și una, două să ia fără să tragi, fără să apeși, fără să-ți jupoaie din buză, fără nimic, adică se ia foarte, foarte bine și poți să reaplici dacă ai nevoie, dacă simți nevoia. Dacă tot am vorbit de machiaj, hai să vorbim și de demachiere.
Ăsta, uleiul de demachiere de la Nivea, pe care l-am mai avut și pe care îl iubesc foarte mult, este metoda mea de demachiere preferată în momentul de față, pentru că mă demachiez mai ușor așa decât să nu mai folosesc dischete, că tot veni vorba de eco-friendly și whatever. Este foarte ok că îl aplici de o pompiță în palmă, îl dispersezi pe toată fața, îl las să dizolve machiajul și după aceea adaugi un pic de apă ca să le emulsionezi și faci un pic de spumă. L-am pe cel cu ulei de cocos. Înainte l-am avut pe celălalt roz, parcă. Și îmi place la fel de mult și ăsta. Ei zic în reclamă și țin să menționez de fiecare dată când vorbesc de produsul ăsta ca să știe lumea că nu poți să înlocuiești un produs de curățare a feței cu ăsta. Adică ei zic în reclamă că îți și spală tenul, practic că ar înlocui și cleanserul, dar nu înlocuiește. Cel puțin în cazul meu nu se întâmplă treaba asta, nu știu dacă voi l-ați încercat și vi se pare că înlocuiește cleanserul, spuneți-mi și mie, dar mie nu mi se vede. Mie mi se pare că o să ia infernal de greu de pe ochi, adică face spuma aia și când dau să-l clătesc, singurul loc de pe care nu se clătește sunt ochii și trebuie să vin cu multă, multă apă așa pe ochi. Și mi se pare că se curăță greu și după aceea trebuie să vin cu un cleanser. Adică eu simt nevoia să vin după aceea cu un cleanser, chiar dacă e un cleanser mai blând, nu contează, dar trebuie să vin cu un cleanser. Și în general eu sunt mare adeptă și fan al curățării în doi pași, oricine ce-ar zice, eu sunt adepta curățării în doi pași. Încă un lucru pe care aș vrea să vi-l menționez, ăsta este un cleanser, un demachiant foarte bun și în cazul în care folosiți SPF. Pentru că SPF-ul, teoretic, dacă l-a aplicați pe față, mai ales în condițiile care stați la plajă și tot reaplicați SPF-ul, are tendința să se strângă cumva pe piele și să se lipească de piele și se demachează mai greu, se curăță mai greu. Adică nu e imposibil dacă intri în duș, de exemplu, și îți faci un duș ca lume și stai și te înaburi, ăla se ia, nu e o problemă, dar în momentul în care vrei doar să-ți cureți fața, s-ar putea să nu îl îndepărtezi pe tot și de aceea s-ar putea să vedeți că de multe ori după ce folosiți SPF faceți coșuri. Sau, mă rog, sunt și alte motive pentru care puteți face coșuri de la SPF, dar asta ar fi una din cauze. Și atunci, un astfel de produs pe bază de ulei ajută să rupă SPF-ul ăla pentru că îl dizolvă mult mai bine decât un cleanser clasic, da? Deci e de ținut minte să-l folosiți și dacă folosiți SPF pe timpul zilei, să-l folosiți pentru demachiere și după aceea să vă curățați tenul cu un alt cleanser. Așa, pentru corp, am primit de la Eugenia o loțiune de corp cu ulei de galbenele, calendula. Am învățat, da, știm, gata, acum știm că calendula sunt galbenelele și că e denumirea lor în latină. Așa, și asta mi l-a adus ea de ziua mea, nu știu de unde l-are, este scrie doar în Dr. C. Tuna sau Tina, nu-mi dau seama, Tuna. Tuna, nu ăla cu două puncte deasupra, așa. Nu știu de unde, parcă de la Pharmacy, parcă a zis ea ceva de genul ăsta, dar este o loțiune de corp cu hidratantă și calmantă și îmi place foarte, foarte tare. Nu știu dacă vă țineți voi minte, dar v-am povestit și cred că chiar în clipul ăla cu fondul de ten v-am povestit că m-am prăjit. Din greșeală am stat prea mult fără SPF la soare și m-am prăjit. Mi-am prăjit pielea și mi-a calmat foarte, foarte bine pielea și pe lângă asta am văzut că este și foarte hidratantă loțiunea asta și intră foarte repede în piele. Este o loțiune care nu are neapărat un miros, din ce mi-aduc eu aminte, stat să verific. Nu, no, are un miros așa ușor de cosmetic, de cremă, dar nu prea se simte când o aplici și intră foarte repede în piele loțiunea asta. Mi se pare că intră mai repede decât aia de la Neutrogena și e hidratantă și se simte bine pielea după ce o folosești. Pe asta o folosesc, în general îmi place să o folosesc dimineața după ce fac duș, îmi place să o folosesc că intră repede în piele și hidratează pielea, iar Neutrogena o rezerv pentru seară. Este foarte plăcută și dacă vă întâlniți cu asta, v-am zis, nu știu,
Parcă e de la farmacie, habar n-am, o să caut să văd dacă dau de ea pe undeva pe internet, prin cotloanele internetului și o să vă las în descriere, ca de altfel toate produsele de aici, dar nu știu exact să vă zic de unde, dar e bună. Dacă o întâlniți și vă bate gândul să o luați, să știți că e chiar foarte bună, mai ales dacă aveți, dacă aveți pielea uscată, dacă aveți pielea grasă, nu mă bag acolo, nu știu ce să vă zic. Bun, hai să vorbim și despre păr, pentru că am 3 produse pentru păr și avem așa. Prima dată, termoprotectorul ăsta got to be de la Schwarzkopf. Ăsta l-am luat pur întâmplător din Oșan. La un moment dat mă plimbam prin Oșan și l-am găsit și l-am luat. Știu că am filmat atunci și un vlog pe care voi nu l-ați văzut, că n-am mai ajuns pe YouTube, vlogul ăla, că nu l-am terminat. Este un termoprotector pe care eu îl știu de foarte mulți ani. L-am văzut la american ce în urmă cu vreo 4, 5 ani, 6 mai de cam așa. Și știu că era foarte popular în state acum vreo 4, 5 ani, cum ziceam, și le-am căutat la vremea respectivă și l-am găsit, cred că numai pe Notino, și era undeva la 70 de lei. Și zic, mă scuzați, dar pe un termoprotector eu nu dau 70 de lei, deci nu. Mai bine dau pe un șampon 70 de lei decât pe un termoprotector. Așa. Nu de alta, dar sunt variante mai accesibile și foarte bune. Nu că dacă n-aș avea alternativă, n-aș da. Dar, da, la vremea aia nu mi-a surâs. Și acum m-am întâlnit cu el în Oșan și mi-am adus aminte de perioada aia din... de acum 5 ani când l-am căutat și zic ok, și l-am găsit la 20 de lei, adică nu mai e așa de speriat, și l-am luat să văd care e treaba cu el și este chiar foarte ok. Are ceva în structura lui de-ți menține puțin mai bine buclele. Am observat că atunci când îl folosesc pe ăsta, parcă buclele mele rezistă un pic mai bine, dar protejează părul, nu este deloc nu știu, aspru, nu e enervant, adică nu mi se arde părul de la el, este foarte ok și îmi place foarte tare. Și odată cu ăla am mai luat și un spray de texturizare. Este un spray din asta, este o combinație între spray de texturizare și fixativ, așa este ceva între, de la Got to Be, și pe ăsta l-am luat din pură curiozitate. N-am știut nimic despre el, n-am auzit nimic despre el, dar l-am luat din pură curiozitate să văd cum este și să văd dacă mi-ajută părul să fie un pic mai zbârlit, să aibă mai mult volum, pentru că dacă vă aduceți aminte, în clipul ăla cu părul subțire vă vorbeam despre genul ăsta de produse pe care să le folosiți ca să vă dea un pic mai mult volum, să pară că există mai mult păr acolo decât ar fi în realitate. Și este foarte ok. Îmi place că dacă aplici, dacă ai grijă să nu aplici o tonă, că trebuie menționat și asta, dacă ai grijă să nu aplici o tonă, îți fixează părul fără să ți-l facă crunchy, așa, fără să ți-l facă creponat, fără să-l facă aspru, știți cum este în general de la fixative, și ba mai mult poți să treci cu peria prin el, poți să-l perii părul după aceea și tot își ține forma pe care i-ai dat-o tu și pe care vrei să o țin. Al treilea produs de păr la care am revenit este un vechi și drag și iubit produs de păr de-al meu de mulți, mulți, mulți ani în urmă, și dacă sunteți la mine pe canal și vă aduceți aminte de acest produs, aș vrea să-mi scrieți în comentarii, pentru că eu l-am folosit la vremea la care nu era popular și vă spuneam că este din varianta de drugstore cel mai bun produs din categoria lui, și acum se pare că, pentru că într-o perioadă a dispărut, nu știu ce s-a întâmplat cu el, dar efectiv a dispărut de pe piață și acum l-au relansat cei de la L'Oreal, mă rog, Elsev, și a revenit la modă și este la modă și toată lumea e cu el peste tot. Vedeți pe toată lumea cu el, dar eu v-am zis de ani de zile, cred că de la începuturile mele pe YouTube vă zic de produsul ăsta, și pentru că l-am văzut și am văzut că l-au relansat, l-am recumpărat și eu și este minunat, cum îl știam de altfel, și anume uleiul ăsta pentru finisare de la Elsev. Îi zice ulei extraordinar. Acum văd că au trecut pe el și Sublime Hair Enhancer, minunat. Este un ulei, v-am zis, de finisare pe care îl dați pe păr. Eu îl dau pe păr, spre exemplu, când, după ce mă coafez, ca să nu am aspectul ăla de păr ars, de vârfuri deshidratate, vârfuri excesiv de uscate, și îți dă luciu, îți dă strălucire, dar fără să-ți îngreuneze părul. Nu-ți îngreunează părul și nu-l face să pară gras, nu-l face să pară slinos, nu arată murdar părul, și îmi place foarte tare pentru că
este plăcut, adică vezi diferența cu el, cel puțin eu o văd foarte tare și întotdeauna am văzut-o și știu că într-un timp primeam comentarii de la voi, vai, dar ce păr sănătos ai, știți, când, mai ales când era super, super lung, îl foloseam și era ăsta de vină, adică el făcea toată treaba și îmi place foarte tare, are un miros oriental, ceva de, stați să dau un pic așa, ceva un pic de argan, așa, vanilie, o vanilie foarte caldă așa și foarte plăcută, un pic de argan se simte în el, este un miros oriental destul de puternic, dar în momentul în care îl pui în păr nu se mai simte atât de puternic, adică rămâne doar un iz plăcut așa în părul tău, ceea ce e foarte bine. Și da, miroase foarte plăcut și este foarte bun și vi-l recomand pentru că este un ulei de finisare foarte bun. V-am zis, am mai încercat în trecut mai multe din astea drugstore și nu m-au impresionat toate atât de tare cum m-a impresionat asta. La ăsta am revenit de foarte multe ori și tot timpul l-am căutat. V-am zis, a fost o perioadă scos de pe piață că nu știu ce i-au făcut, dar este minunat. Go get it! Așa, parfumul meu de vară și de primăvară și la care am revenit acum că s-a încălzit, mă rog, acum este urât afară și plouă și zici că e noiembrie, but whatever, este Tommy Girl, de la Tommy Hilfiger. Este un parfum în care se simte foarte, foarte, foarte puternic caprifoiul. Și eu am caprifoi în curte și nu știam a ce mi-aduce aminte acest parfum la un moment dat. Ba, la un moment dat chiar am zis gardenie, într-un clip, da, aiure, până m-am uitat pe notele lui și are caprifoi și miroase puternic caprifoiul, iar caprifoiul, dacă știți, sau mâna Maicii Domnului, pentru cine nu știe ce e caprifoiul, are un miros floral, fresh, de vară, nu știu, mie mi se pare că caprifoiul miroase a o zi din aia de vară, nu știu, o dimineață de vară răcoroasă, dar caldă, adică nu e rece așa încât să degeri de frig, ci e rece la plăcut de vară și proaspăt așa și totuși cu o notă florală în aer, așa, exact așa mi se pare că miroase caprifoiul și așa miroase parfumul ăsta și ăsta este un parfum pe care mi l-a dat Georgiana, prietena mea cu câțiva ani, pentru că ea nu se înțelege cu parfumul ăsta și înțeleg de ce, pentru că ea este total în partea opusă de așa ceva, n-are treabă cu el, dar mie îmi place și este un parfum floral ușor pentru vară, pentru mine, mă face să mă simt bine și nu mă neacă, nu mi se face rău de la el. Dacă vă plac parfumurile florale, dar nu foarte dulci sau nu foarte îmbâxite, nu foarte din alea așa foarte grele, ci niște parfumuri florale așa mai aerisite, uitați-vă și la ăsta pentru că s-ar putea să vă placă. Îmi place foarte mult și v-am zis, eu vara în general tind să fiu foarte pretențioasă la parfumuri, nu suport orice, nu suport orice parfum floral, nu suport parfumurile dulci, foarte dulci în general vara, nu suport parfumurile foarte grele. Sunt foarte ciudată la capitolul ăsta, dar ăsta este un parfum lejer. Exact asta îmi dă, asta e impresia pe care mi-o dă, lejeritate. Este exact impresia aia de, nu știu, de rochie super lejeră de vară, într-o dimineață, cum am zis, de vară, călduț, așa, cu iz de caprifoi în ea. Exact asta este aroma. Și îmi place foarte, foarte tare și îl port foarte mult vara. Așa, acum că am terminat cu partea de beauty, hai să vă povestim. Fetelor, deci, avem o problemă. Am devenit dependente de niște seriale. Și cu ocazia asta, să știți că o să găsiți în descriere un articol cu toate filmele și serialele pe care le-am văzut în ultima vreme și părerile mele despre ele. Am încercat să nu fie foarte multe spoilere, acum să-mi fie cu iertare, dacă mai sunt și spoilere, dar am câteva seriale de care sunt mega extra obsedată. Și anume, numărul 1, ăla care e mai vechi așa, cu care am început mai de mult, este un serial de tip documentar, se numește The Unexplained și este vorba de despre tot felul de lucruri ciudate din lumea asta, despre tot felul de lucruri
care s-au întâmplat, s-au apărut pe lumea asta fără nicio explicație logică sau care nu pot fi explicate, cum ar fi niște biserici construite în piatră, săpate în piatră în Africa, sau o scară dintr-o biserică din Mexic, sau discută despre tot felul de evenimente interesante care s-au întâmplat și care nu prea au o explicație logică și sunt foarte, foarte multe informații interesante și informații din astea, știți, așa ciudățele pe care e bine să le mai știți și pentru cultura generală, unele dintre ele. Și îmi place foarte tare serialul ăsta. Nu mă uit constant la el, adică, nu știu, cred că am terminat sezonul 2, nu știu dacă l-am terminat, dar îmi place din când în când să mai devoresc câte un serial din ăsta și în momentul în care aflu ceva din serialul respectiv, mă duc și caut pe net și citesc despre chestia aia și ajută mult și la cultura generală serialul ăsta. Deci vă recomand să vă uitați la el. Apoi vine dragostea mea, anume Lucifer. Da, deci m-am îmbolnăvit și eu de Lucifer. Acum vreun an și ceva, Denisa și cu Georgiana tot vorbeau de Lucifer și Lucifer și Luciferică și Lucifer și Lucifer. Ce aveți, mă, ce aveți? Nu le-am băgat în seamă. Până când, de curând, am auzit-o pe Sabina Rusescu, pe Instagram, tot așa vorbind de Lucifer. Că urmează să apară următorul sezon din Lucifer și nu avea ce să fac într-o seară. Zic, ia hai mă să deschid și eu Luciferul ăsta magnific, să vedem despre ce e vorba. Și cum am zis în clipul cu Q&A-ul, dacă așa arată dracu, cine mai are nevoie de rai? Adică, pe bune, cine mai are nevoie de rai? Mai ales că mai are și accent englezesc. Dracu, adică, da, este un serial fantezie, bineînțeles, în mare parte, de legat de cum diavolul a venit, așa de demisia de la păzitul iadului și a dat de demisia și a venit pe pământ să-și trăiască și el viața ca un om oarecare și aici se îndrăgostește și ajută la salvarea oamenilor și la rezolvare de crime și face o grămadă de lucruri bune la care nu te aștepta, pe care nu te-ai așteptat să le facă dracu, și ajungi cumva la concluzia că oamenii în sine sunt mai rău decât dracu pălmare. Și eu sunt convinsă că așa este în realitate. Eu cred că oamenii sunt mai răi decât ceea ce credem noi că ar fi diavolul sau iadul sau mai știu eu ce. Serialul foarte plăcut. M-a plictisit cumva sezonul 3. Acolo am mai sărit câteva episoade că mi s-au părut plictisitoare o parte din ele, nu toate episoadele. Este și cel mai lung sezon. Dar în rest mi-a plăcut și aștept să mă uit acum la ultimul sezon, că a apărut ultimul sezon, n-am apucat. Am devorat 5 sezoane într-o săptămână, adică nu știu cum să vă explic, dar l-am devorat. Apoi, după ăsta ar mai fi, mai sunt câteva seriale care mi-au plăcut, dar vi le trec în descriere, în articolul ăla pe blog, pentru că sunt prea multe să ne lungim până mâine vorbind de seriale, dar despre două vreau să vă mai zic. Unul care are o tentă din asta psihologică și este altfel, nu este ca astea, este tot un serial polițist, se numește The Prodigal Son, dar marșează mult pe tendința asta psihologică, psihopată, pe tot felul de probleme psihice, tipul care este consultant de poliție, este băiatul unui criminal în serie care a fost arestat și care și el săracu are niște deviații, are niște probleme, niște tulburări și încearcă să ajute la rezolvarea unor crime, iar toți criminalii ăștia, toți au câte o problemă psihică, adică tot, niciunul nu e întreg, nu e cum ar sar la bine. Da, mami, vine mama, of, te uda, te-ai făcut ca un purcel. Haide, mama. Aaa, ce ud ești? Ce cu tine așa? Ieși, treci dincolo și usucă. Hai, du-te și usucă de pești. Ești un porcușor ud? Ești un porcușor ud? Unde te-ai băgat? Te-ai udat, mama? Unde te-ai băgat? Te-ai udat? Așa, criză rezolvată. Și îmi place nu doar pentru că este serial polițist și este bun, adică este un pic altfel, dar îmi place și pentru că pune accent și pe latura asta psihologică și pe faptul că oamenii au și anumite deviații, anumite tulburări, anumite probleme și în sezonul 3, n-am ajuns la sezonul 3, sunt încă la sezonul 2,
Mai am câteva episoade din sezonul 2. În sezonul 3 apare și Catherine Zeta-Jones, că este serialul în care joacă ea în prezent. Și de-abia aștept să o văd, pentru că îmi place la nebunie cu accentul ei ăla britanic, așa. Oh, este minunată. Și ultimul serial despre care vreau să vă vorbesc este The Great, un serial la care nu mă așteptam să fiu atât de impresionată de el. Este un serial ușor parodie. Și spun că este ușor parodie, el nu este catalogat ca fiind parodie, dar având în vedere limbajul, comportamentul personajelor, te duce cu gândul la ideea de parodie. Adică personajele au un limbaj foarte colocvial și foarte la modă în ziua de astăzi, foarte din contemporan, foarte din prezent, deși acțiunea este despre Caterina cea Mare a Rusiei, despre țarina Ecaterina și despre cum a ajuns ea țarină și ce a făcut ea. Cam asta a ieșit doar un singur sezon până acum și cam asta ar fi primul sezon, cum a ajuns ea la curtea împăratului rus și cum a ajuns ea să ia puterea, să devină țarină. Evident, povestea este puțin romanțată, pentru că totuși na, așa este romanțată față de realitate, dar îmi place, adică, nu știu, mi-a plăcut combinația asta de acțiune, că nu este foarte dramatic, adică nu e din ăla de foarte greu, așa, știți, foarte apăsător, pentru că m-aș fi așteptat la genul ăsta de serial să fie foarte apăsător. Mai este un serial și vreo două filme făcute despre Caterina cea Mare, nu le-am văzut, dar știu de ele, care sunt mult mai grele, sunt mult mai apăsătoare, sunt mult mai axate pe latura asta istorică, pe când ăsta este ceva mai relaxat, îți dă impresia de un serial super relaxat, având în vedere limbajul, comportamentul și așa mai departe, pare mult mai relaxat, nu este ca și cum ar fi o lecție de istorie, ci mai degrabă o comedie, cumva îl vezi mai repede ca pe o comedie, deși acțiunea și urmează firul și urmează toate lucrurile de acolo, încercă să îți spun o poveste a Ecaterinei cea Mare. Mi-a plăcut mult sezonul ăsta, acum abia aștept să iasă al doilea sezon, să vedem cum o să fie, cum o să arate al doilea sezon și dacă o să reușească să țină cumva tempoul, să mențină tempoul din primul sezon, pentru că aici e o problemă, știți, cu serialele întotdeauna, dar mi-a plăcut, mi s-a părut interesant și e simpatic, așa, e simpaticuț, e un serial simpatic. Bun, cam asta ar fi de zis pentru astăzi. Așa, să-mi spuneți și voi dacă v-ați uitat la serialele astea, dacă vă plac, dacă aveți alte recomandări de seriale, le aștept cu mare drag. De asemenea, dacă ați încercat produsele astea sau care au fost produsele voastre favorite din ultima vreme, nu uitați să dați un like și un share la clipurile astea, pentru că mă ajută super, super mult și să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o și să veniți pe Instagram, că acolo vorbesc cu voi în fiecare zi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!